Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, chiar simțeam nevoia să mai fac un pic de politică. Nu-mi place neapărat lucrul ăsta, adică nu sunt cel mai mare fan. Îmi plac emisiunile cu medici, îmi plac emisiunile de divertisment, până la urmă, dacă vreți, dar trebuie să mai facem și politică. Domnul Miklos Ganz, președintele Organizației Municipale ALDE Brașov, este în studio. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Da, spuneți-mi un pic, eu am pus accentul așa pe ALDE. Da. Mai există ALDE? Sigur că da. Deci în momentul de față ALDE este așa cum l-am cunoscut și dumneavoastră și eu și toată lumea. Într-adevăr, sunt câteva mișcări, le-aș zice eu, și necugetate și necontrolate din partea organizației naționale, dar deocamdată ALDE-le există, membrii știu că sunt afiliați la un grup, așa cum ați spus dumneavoastră, iar eu sunt președintele organizației municipale. Și l-am văzut pe domnul Zanfir, pe care l-avem și aici în imagine, la Brașov. De asemenea, a trecut și domnul Tăricianu pe la Brașov, dar n-a trecut pe la organizația ALDE. Sunt niște disensiuni, așa, niște tensiuni pe la vârf, care evident că au impact și în teritoriu. Acum eu nu vă ascund faptul că multe lucruri nu-și găsesc răspunsul nici în analogia mea. Domnul Tăricianu, așa cum ați zis și dumneavoastră, a fost la Brașov. Eu l-așteptam la sediu, că domnul Tăricianu, președintele ALDE, are un sediu pe care ne-am străduit noi cei de aici să-l facem, să-l luminăm, să-l curățăm, context în care nu a găsit de cuvință să vină la sediu partidului, care, indirect, dar oarecum îi aparține, a preferat să se ducă, am înțeles, deci nu știu clar, undeva într-o bodegă aici, în spate, la Patria, pe undeva, s-a întâlnit cu niște colegi de dumneavoastră, domni, presupun. Sau nu? N-am de unde să știu, pentru că întâlnirea aia a fost așa făcută, cumva neanunțat sau... Nu, deja intrăm la lucruri pe care eu nu le cunosc cu certitudine. Da, dar puteți doar să-mi spuneți că n-a venit la sediu președintele partidului. Da, unde organizația municipală l-aștepta să vină. Totuși, e președintele partidului, este Călin Popescu Tăricianu, toată lumea îl aștepta să vină să... ne spună ceva, de bine, de rău, frumos, urât, dar să vină la sediu. Am aprins luminile. Eu sunt convins că nici în familie, în orice familie, vorbind așa la modul generic, mai există niște fricțiuni, tensiuni, se mai ceartă între ei, membrii familiei, dar lucrurile astea se aplanează, se discută. Asta este și părerea mea și eu mereu am zis. De unde chestia asta? Domnul Tăricianu a bătut palma cu domnul Ponta, Victor Viorel, nu că așa îl cheamă, au bătut palma dânsul, adică domnul Tăricianu spera că va fi sprijinit de Pro-România pentru funcția de președinte al României. Pe urmă, nu mai e chestia asta, e Mircea Diaconu candidat. Haideți să încerc să vă aliniez un pic lucrurile cum au stat. Planetele politice. Așa cum ați știut foarte clar, ALDE a avut un rezultat la europarlamentare destul de slab sau nesatisfăcător, nu neapărat surprinzător, unde românii au spus foarte clar care le sunt opțiunile și au avertizat un pic partidul, inclusiv pe Călin Popescu Tăricianu, că direcția pe care merge nu coincide cu dorința românilor. Lucru pe care l-am constatat și eu de la membrii ALDE, lucru pe care l-am constatat în timpul campaniei pe stradă. Deci, clar, s-a zis foarte clar ce se vrea de la ALDE. Inițial nu s-a dorit acea direcție și s-a mai stat așa vreo lună, două. Într-un final, Călin Popescu Tăricianu a stabilit foarte clar, împreună cu Biroul Național, gata, începând de mâine, nu mai facem parte din coaliție și ca atare devenim ALDE așa cum suntem noi. Un partid de 4 sau 12%, depinde cine și cum îl privește, suntem de sine stătători, ne-am asumat alegerile europarlamentare și rezultatele acestora și vom continua așa cum ne-am plănuit noi. Nu mai facem parte din nicio coaliție, iar eu, spunând el, președintele Organizației Naționale Călin Popescu Tăricianu, voi candida ca președinte al României. Și am zis, foarte bine, are logică, are sens, mecanismul politic e clar, nu era nimic surprinzător, asta este și e chiar foarte bine. Aplaudat la Brașov, aplaudat de Organizația Județeană, noi am zis, este foarte bine, e un mecanism funcțional, putem intra într-o campanie electorală pentru președintele României.
totul are fost. Pot să mă duc la oameni și să le spun atât la membrii organizației, uitați care este planul și cum trebuie să funcționeze, mi s-a părut corect. În acest sens, am și avut un punct de vedere atât organizația municipală cât și organizația județeană, prin care am susținut ideile președintelui Tăriceanu, spunând la Brașov se poate, la Brașov este foarte bine. Totul a fost bine până atunci. Au venit materialele, am avut șepci frumoase, o să vă aduc și dumneavoastră cu Tăriceanu președinte. Am început să strângem semnături pentru președintele ALDE și într-o zi ne-a zis, domne, dați-ne șepcile înapoi. Bine, asta a fost o discuție la județ, l-am sunat pe Claudiu Cornea, măi, am luat 10, ți-aduc 3, care a fost situația cu, păi de ce? Păi nu, că nu mai candidează Călin Popescu Tăriceanu. Păi zic, cum să nu candideze? A hotărât că nu mai vrea să candideze, în acest sens a discutat cu un actor, domnul, spuneți-i dumneavoastră, domnule, Diaconul. Mircea și, Diaconu, deci noi astăzi să înțeleg că v-ați uitat la alte filme decât m-am uitat eu. Sau v-ați uitat și v-ați dat seama că n-a prea fost personaj principal. Numai o secundă, deci discuția de înlocuire a președintelui Tăriceanu ca și candidat cu un actor bun, mi se pare, să spunem, de film bună, dar de realitate politică nu pot agrea. Dar, în sfârșit, și în acest sens, evident, discuțiile s-au precipitat, după care s-a întrebat, păi de ce? Pentru că am ieșit din PSD, că nu mai vrem cu PSD-ul, că PSD-ul nu ne reprezintă și mergem cu Pro-România, că Pro-România ne reprezintă. Și în loc de Tăriceanu ca și candidat la președinție, merge domnul Mircea Diaconu. Din momentul ăla s-a rupt ceva. Evident, am zis, domne, poate că nu înțeleg eu. Am convocat organizația municipală cu toți membrii. Am avut o discuție. Între timp s-au întâlnit și organizația județeană. Au avut și ei discuții. Deci, domne, nu are sens și mecanismul politic, din punctul nostru de vedere, este blocat. Ori sunt lucruri care nu ne sunt prezentate. Și atunci, evident, că nu putem decide în vreun fel sau altul. Dar nici nu putem lucra. Dar nici nu pot să mă duc la cei care le-am zis. Am ieșit, domne, din PSD. De ce? Că așa au vrut românii, pe de o parte, că așa am vrut noi ca și membri, am vrut să mergem cu ALDE, așa cum e el, singurul partid liberal. Și acum spun, domne, nu mai suntem buni noi, nu-i bun nici PSD-ul, e bun acest partid pro-România. Atenție, eu nu știu, e bun, e rău, nu știu, dar nu are sens. Ori rămâneam ca și ALDE, așa cum suntem, și mergeam cu candidatul nostru, care avea șanse serioase de luat în calcul, nu ce aud la radio în ultimele zile. Lucru care nu s-a vrut. Repet. Bine, asta cu sondajele, să știți că probabil dumneavoastră chiar mult mai bine decât mine știți că sunt extrem de... poate că relativ n-are termen de comparație, dar sunt relative. Și unul la mână, doi la mână, sunt volatile. Da, stimulează imaginația. Deci, stimulează imaginația, eu sunt de acord. Joana a pierdut alegerile după ce a zis Mihaela, dragostea mea, din cauza faptului că a ieșit președintele Traian Băsescu la momentul respectiv președinte și a zis a fost bine cu vântul aseară, domnul Joana. Bun. Și s-a terminat. Permiteți-mi să închei această parte, da, că e destul de complicată și nu îmbrățișez cu foarte mare bucurie. Dar astăzi asistăm la o situație de fapt. În ceea ce privește prezența președintelui Tăriceanu la Brașov în urmă cu câteva zile și cu întâlnirea care a avut loc, repet, nu știu exact unde. A fost o întâlnire discretă, să zicem. A rămas că vor regândi organizația județeană și dacă noi, organizația municipală, nu ne ținem gura, poate că o să ne... Nu știu ce o să ne facă, dar moment în care mie nu mi-a mai plăcut chestia asta, adică mi-ar fi plăcut mult mai mult. Cine vine? Tăriceanu? Foarte bine, l-aștept la sediu, aprind lumina. Oricum am aprins lumina și l-am așteptat până târziu, cu toți acolo și aveam și apă plată. Și am spus în felul următor, vină, domne, spune-ne cum e. Pentru explică-ne niște lucruri, că până la urmă... ALDE nu este un partid de Facebook. ALDE este un partid cu membri, cu organizații la care trebuie să te duci și să le spui, nu pe WhatsApp și nu pe Facebook, două zâmbete și un pupic. Te duci și oamenii ăștia sunt liberali, te întreabă,
de ce a renunțat Tăriceanu și a angajat... angajat partidul că sprijină un alt domn. Da? Spune-mi ceva ca să știu ce să spun. Nu, domne, noi am transmis, nici măcar nu ne-a transmis. Dacă n-ați înțeles, asta este. Nu pot să fiu de acord cu așa ceva, pentru că nu știu ce să fac mai departe din punct de vedere politic. Și dumneavoastră să știți, eu am o oarecare experiență și eu am trecut prin multe campanii electorale. Am, pe de o parte, cele pe care le-am susținut, dar urmăream și ce se întâmplă în jurul meu. Din punct de vedere politic, așa ceva eu nu am văzut niciodată. Deci, ideea mea e, eu nu cred că românii, prin votul care l-au dat la alegerile europarlamentare, au vrut să se distrugă ALDE-le și să dispară de pe fața pământului. Eu nu cred chestia asta. La ceea ce asist acum, nu mai avem grup parlamentar, nu mai există nimic. Dar ce v-a spus domnul Zanfir apropo de asta? Că domnia sa a păstrat relația cu Brașovul, chiar a ieșit de câteva ori și a pomenit clar de Brașov cu subiect și predicat. Domnia sa a înțeles că s-a alăturat grupului de parlamentari PSD, așa cum au mai făcut și alți deputați și senatori ALDE. Pot să fac alții numai... au rămas cu domnul Tăriceanu în echipă, în barcă. Pot să fac referire la lucrurile pe care le cunosc și cu respectiv cele care, mai... fost, da, nu, cele care au fost declarate. În momentul de față, Daniel Zanfir încă este președintele organizației județene ALDE Brașov. Nu există niciun document scris, semnat și ca atare înregistrat la sediul partidului din care să reiască că lucrurile stau altfel. Ceea ce am vorbit pe speculații și ceea ce se presupune în concret, nu există nimic. Dar luând în calcul și acest lucru și considerând că probabil în viitor va fi așa, senatorul Zanfir a spus în felul următor. Nu sunt de acord cu propunerea organizației naționale și anume să împărțim ALDE-le în două, jumate îl tranzacționăm la PSD, jumate îl tranzacționăm la Pro-România, cei care nu sunteți de acord, mergeți voi individual, poate pe voi de la Brașov vă ia, ce știu, DMR-ul, nu pot să fiu pe o schemă din asta. Și Daniel a spus în felul următor, domnul senator Zanfir, că la el fac referire, și-a prezentat direcția lui și poziția lui. Ne-a spus, iar restul fiecare puteți să decideți pentru voi, mă urmați pe mine pe o proiecție viitoare, funcțională, liberală. Nu trebuie să mă numesc Partidul Liberal ca să fiu liberal, ci ca și înțelepciune și ca și gândire, mă urmați pe mine. Dar fiecare poate să facă ce dorește. Nu a impus nimic. El și-a spus punctul de vedere, oricum și eu în organizația municipală mi-am spus punctul de vedere și ca atare am o organizație care este alături de mine și spre bucuria mea și supărarea celorlalți, este organizația funcțională. Este organizația care are membri, care are oameni cu nume, prenume, unde stă, cine a plecat, cu flyerele, cine a lipit, afișele, oameni din Brașov care poți să vorbești și să te întâlnești cu ei. Ce ați făcut în campania, pre-campanie, nu știu cum să o denumesc pe asta, cu prezidențialele, acum strângerea de semnături? A fost... Nu ați mai strâns nicio semnătură? Da, a fost... Șepcile le-ați mai folosit? A fost o situație, vă dați seama, pentru mine penibilă, pentru că m-am dus la oameni și le-am zis, uitați, haideți să strângem semnături pentru președinte. Toată lumea a aplaudat, toți s-au mobilizat, hai să strângem. Când au plecat pe drum, așa, dăceți pixurile înapoi, că nu mai strângem pentru el, trebuie să strângem pentru altcineva. Acolo a ieșit un haos, în județ este clar că nimeni n-a reacționat de niciun fel și n-a putut să strângă nimeni nimic. Unii au zis clar, nu vrem să strângem. Pe mine, cunoscându-mă la Brașov, știți că eu sunt un follower și dacă s-a zis de la partid, asta este. Și evident am zis, dați-mi foilele înapoi, luați-le pe astelalte. Ceea ce a fost foarte neplăcut. Dar asta este, suntem oameni de partid, trebuie să facem munca de partid. Și ne-am apucat și de la Brașov, într-adevăr, s-au strâns câteva sute sau chiar mii de semnături. Evident, pe ultimul moment, cu repezeală din aia. Deci n-a fost făcut nimic organizat, clar, frumos. Și ca atare... Dar nici ați avut corturi cu Mircea Diaconu? Au fost corturi cu Mircea Diaconu în municipiul Brașov. Eu vă zic sincer că n-am văzut. Am văzut cu cei trei, Iohannis, Barna și Dăncilă.
Da. Iohannis și Barna, din câte am observat, eu acum n-aș vrea să greșesc, au dispărut de pe stradă, au rămas astea cu Viorica Dăncilă, care, spre surprinderea și bucuria mea, desigur, s-au transformat în mici puncte de vânzare. Se vindeau ciorapi într-unul dintre. Era o doamnă care stătea acolo și a pus o măsuță sub cort, un scaunel și vindea ciorapi. Inițiativ, aici okay. Libera, asta e inițiativă liberală, nu vă spărați. Cancan da. sună foarte bine. Nu e de cancan, e realitate, am văzut poza. Acum că o fi pus cineva, m-am gândit și la aspectul ăsta, o fi pus cineva, ia asta e femeia acolo, că-ți fac eu o poză, că tu te prefaci că vii șorat. Ne importa până la urmă, trebuie să ne mai și distrăm. A apărut zilele trecute un sondaj comandat de Europa FM. Este adevărat că vorbim aici despre lucruri volatile, ușor de schimbat și așa mai departe, dar președintele Iohannis este pe primul loc de departe, se vede foarte clar. Domnul Barna este și el undeva pe acolo, doamna Viorica Dăncilă este și dânsa, da, procente destul de puține și domnul Mircea Diaconu, procente puține, dar uimitor totuși de multe față de cât se așteptau. Probabil că nici domnia sa nu se aștepta să aibă atâtea procente. Am văzut acolo. Restul candidaților da, nu pot să iau în calcul un asemenea sondaj, nu știu, a fost făcut și repede și antenul de 1000 și ceva de oameni, nu e nici reprezentat, nu știu ce a însemnat asta, sunt alte sondaje care sunt mult mai realiste. Vă dați seama că mie mi-ar place ca candidatul susținut de noi să aibă și 70%, dar nu pot să mă amăgesc cu așa ceva, pentru că și nu știu pentru cine a fost făcută prezentarea aia a sondajului. Adică eu nu cred că cineva de acolo ar fi crezut și punctul de vedere al de a fost destul de rezervat sau nu s-a făcut prea mare. Deci eu cred că ori a fost o eroare acolo, ori altceva. Ia explicați-mi un lucru ca să înțeleg și eu. Domnul Zamfir, de exemplu, a venit și v-a spus niște lucruri acolo. Care sunt obiectivele? Sigur că da. Și probabil de ce rămâne în această, să zicem, alianță cu PSD-ul. Nu știu dacă știți, și ăsta nu e cancan, azi dimineață era o știre pe televiziunile naționale, din închisoare, Liviu Dragnea a cerut dizolvarea PSD-ului. Trebuie să înceteze, partidul ăsta nu mai există, Viorica Dăncilă este abuziv președinte, să înceapă, știți cu ce și-a dorit să înceapă, nu? Dizolvarea PSD Teleorman. Deci el cere dizolvarea organizației pe care a inventat-o și pe care o acuză de faptul că el este în închisoare în momentul de față. Și a spus așa, partidul ăsta este condus anapoda, nu este legal condus și așa mai departe, trebuie dizolvat, hai să vedem ce facem. Ce v-a spus domnul Zamfir apropo de asta? Că vedeți, acum se pregătește și moțiunea de cenzură, ăsta e alt subiect. În ceea ce privește senatorul Zamfir, ce ne-a spus? Și de fapt asta reprezintă și, aș vrea să devin redundant, am mai vorbit în emisiunea precedentă cu dumneavoastră. Era și campanie, o lăsăm deoparte. Nu e vorba de campanie, pentru că lucrurile care le-am spus eu și în campanie și după vreau să le duc la îndeplinire. Daniel Zamfir nu s-a dus la PSD. Nu, nici n-a spus. Pentru că se vehiculează. Echipă, el este membru ALDE și în continuare este membru ALDE. Și astăzi este membru ALDE și din câte am discutat cu dânsul, în continuare va fi membru ALDE. Dar noi membru ALDE, dar e membru ALDE în, că a zis dumneavoastră că parcă ar fi două direcții, una pro-PSD, sau una pro-România, o mai fi și a treia. Păi v-am spus că îmi se mai vehiculează încă una sau două. Una cu DMR-ul, da. Numai o secundă. Ideea este următoarea. Noi avem niște proiecte pe care vrem să le ducem la bun sfârșit. Nu mai revin asupra lor, dar ăsta este planul nostru. De asta am intrat și eu. Am spus mereu. Vreau să fac lucruri clare, tangibile, palpabile, cu impact asupra brașovenilor și, evident, a românilor. Păi dacă tot ceea ce însemna construcție și respectiv să facem ceva bun, pozitiv, a trecut în derizoriu și a rămas valabilă doar varianta asta de dușmănie politică, că urăsc pe unul și pe altul, pe mine nu mă reprezintă și se pare că nici pe Daniel Zamfir. A spus, sunt senator al României și eu trebuie să urmăresc, să duc la îndeplinire ceea ce am promis și parte din ele le-am și făcut. Că noi uităm astăzi de multe.
dar nu, să știți, dare în plată, roborul, da, adică chiar a lucrat la niște lucruri. Uită cei care, să zicem că nu au neapărat legătură cu lucrurile astea pe care le-a făcut. Așa, de principiu, s-a făcut destul tam-tam pe lupta lui Daniel Zafir cu băncile. Sigur că da. Care nu s-a terminat. Da, bineînțeles. Lupta cu băncile cred că nu poate să termine niciodată. Băncile sunt niște instituții financiare care urmăresc să facă profit, că de-aia sunt bănci. Nu le-am inventat noi, le-au inventat alții cu mult timp în urmă și pe aceleași principii. Și statul român ne apără pe noi, cei care folosim... Exact, statul este obligat să te apere, da, în măsura posibilităților lui ca stat. Să nu fiu abuzat. Legi. Exact, exact. Și pentru asta, sigur, trebuie să existe legi foarte clare, trebuie să existe reguli foarte clare. Peste tot în lume este sistemul bancar este bun când ai nevoie de el. În momentul în care simți tu așa de principiu că nu mai ai nevoie de el și că el a devenit brusc un dușman dintr-un fost prieten, nu foarte apropiat, dar prieten, atunci începe o luptă. Domnul Zafir a profitat de momentul ăsta și a făcut așa, a format o de-asta de templier. Nu vreau să monopolizăm discuția, dar da, vă spun ceva. Tot ce înseamnă economie astăzi într-o țară capitalistă sau așa cum o avem noi, nu poate funcționa decât cu bănci. Corect. Iar dacă băncile sunt dușmani, eu nu le pot folosi și înseamnă că nu le am. Și înseamnă că sistemul economic se blochează. Dar aș vrea să mă opresc aici. Departe, bun. Nu, aș vrea să revin un pic la domnul Zamfir și să fac și o paralelă aici. Pe mine și când spun eu, pe de o parte, președintele organizației municipale și pe colegii mei, care avem un document redactat în acest sens, prin care ne poziționăm foarte clar cu cel care vrea să facă ceva pentru români și pentru România, unde mă regăsesc și eu. Corect. Și de acum încolo, și până acum, poziția mea a fost una foarte clară. E cineva care vrea să facă ceva? Da, eu sunt partenerul lui. E cineva care vrea să se dușmănească cu altcineva? Sau pe sub masă să facă el de... Nu mă are pe mine ca partener. Pe 25 septembrie, adică acum vreo 7 zile, președintele Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că vrea să se întâlnească cu membrii de partid din județul Brașov pentru excluderea senatorului Zamfir, dacă tot suntem la capitolul ăsta. Stimați colegi, a trimis domnia sa o scrisoare, vă invit, vă nu știu ce. A venit și s-a întâlnit, adică... Păi nu știu, vă repet, eu eram la partid, am aprins luminile. Fata aia a făcut securat înainte, că venea președintele de la București. Dânsul, vă spun, a optat să meargă într-o altă parte, nu știu unde, că de-aia vă spun, nu știu, undeva am înțeles, e o locație într-un demisol aici, undeva, nu departe de noi. Da. Cu cine s-a întâlnit acolo, nici asta nu știu, că eu vorbesc și cu colegii de la județ și cu toată lumea. Dom'le, eu n-am fost. Nu, atunci cine a fost? Mă gândesc că cu cineva tot s-a întâlnit, că n-o fi stat singur acolo. Sau cine știe? Nu, e sinistru. Oricum, eu l-am așteptat pe președintele Tăriceanu și mi-ar fi plăcut să vină să ne vorbească, să ne zică exact care e gândirea ca să putem să o predăm mai departe. Asumarea responsabilității, să știți că e mare lucru, nu e chiar toată lumea. Este foarte ușor să scriu ceva pe Facebook și să vi-l trimit. Dar asta cu Facebook ați zis-o ceva mai devreme și am reținut-o ca atare. Da. Nu vreau nici să vă contrazic, nici să vin cu... Dar aș veni totuși cu o idee. Poate mă credeți, poate nu mă credeți, dar europarlamentarele s-au câștigat pe Facebook. Și pe alte rețele sociale. Eu nu exclud. Acum pe WhatsApp și pe mesaje nu s-a mai întâmplat. Nu știu dacă ați observat. Eu personal n-am mai primit niciun mesaj ca pe vremuri, în ultima clipă, du-te și votează-l pe X sau pe Y, că eu vorbesc strict de membrii de partid și de organizații. Acolo înseamnă că te duci și te întâlnești cu oamenii. Deja a devenit un clișeu spunând în cartier, că nu neapărat în cartier, dar te întâlnești cu oameni care se așează față în față cu tine și te întreabă. Nu se termină o întrebare ca pe Facebook. Ești un urât și el îmi zice, ba, nu sunt. Și la revedere, am închis toți televizorul și am plecat acasă. Nu, stai acolo și argumentezi și spui de ce este bun Ponta și nu e bun ălalt. De ce nu candidează Tăriceanu și candidează actorul? De ce acum s-a hotărât să iasă din PSD și nu atunci când ar fi trebuit? Cu ce ajută acum? Deci întrebări la care eu trebuie să răspund și aș fi spus, dar bine, mă gândesc că
domnul Tăricianu face politică de foarte mulți ani. Probabil că a trecut și el prin etapa asta prin care trec eu, unde să trebuiască să dai explicații. Și nu întotdeauna pe un ton calm și ponderat. Că dar eu... nu te întreabă nimeni cu bun simț. Domnul Ganț, nu e așa că... Da. Și de ce m-ai pus să semnezi pentru Tăricianu dacă știai că nu-ți candidează? Păi nu n-am știut, domnule, tocmai asta a fost. 3 minute mai avem din emisiune, că trec repede emisiunile cu dumneavoastră și pe vremea când era City Manager, la fel aveam aceeași probleme, că nu reușeam să vă întreb toate lucrurile. Păi mă chemați mai des. Sigur. Moțiunea de cenzură. Da. S-a învârtit opoziția în jurul cozii. Până la urmă se pare că ar avea numărul, dar au pus cei de la PSD, au tras și sforile lor și au pus moțiunea de cenzură, votare ei sâmbătă. Oamenii program sâmbătă, vă dați seama, mai pleacă la un picnic, mai nu știu ce. Deci știți ce se întâmplă? Se zice pare... în teritoriu, nu la picnic. Nu se zice că în tot... Eu cred că ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în ALDE se întâmplă de fapt în toată România, cu toate partidele și cu cele foarte mari și cu cele mai mici. Numai că unii ascund mai bine sub preș. Da, așa se pare. Ce avem? Moțiune de cenzură? Ce vrem? Să trântim guvernul? Păi hai să o facem. E sâmbătă? Da, domne. Păi e Iom Kipur. Și atunci o trântim, că am plecat și la război când a trebuit. Da? Dacă este important pentru România și aud de vreo 3 ani și 2 luni, chiar înainte să iasă acest guvern, că din prima zi când iese trebuie să-l trântim. Dar hai să-l trântim atunci. Dar se pare că parcă nu se vrea chiar atât de acut. Da, să știți și... că am auzit teoria asta pe care o spuneți dumneavoastră acum. Mă rog, o lăsăm la capitolul teorii. Dar, nu știu, o fi nu mobilizare, nu o fi. Hai, facem doar de dragul talentului. Nu știu, ați văzut poziția ALDE? Este una foarte clară. Noi susținem moțiunea de cenzură. Așa cum putem și așa cum văd că a stabilit domnul Tăricianu să fie susținută. Pentru că politica se face prin dialog. Nu poți să pierzi 10 parlamentari. Dar sub forma asta că le zici, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea, păi probabil că o să zic că nu sunt împotriva ta, dar nici așa nu mă trata. Pentru că nu mă poți comercializa din stânga în dreapta. Că nu merge așa. Da, e o poziție ingrată asta, după părerea mea, și acum evident că părerea mea nu este importantă neapărat ne făcând politică și ne fiind membru vreun partid, dar părerea mea este că ALDE ori ar fi trebuit să iasă mai de mult din această coaliție cu PSD-ul, ori ar fi trebuit să rămână până la final să-și asume. Pentru că ieșitul ăsta, chiar și la o moțiune de cenzură, sunt deputați, senatori, inclusiv de la PSD, care și-au declarat public intenția de a vota pentru moțiunea de cenzură, adică împotriva guvernului Dăncilă. Eu v-am prezentat o linie completă a lucrurilor, cum s-au desfășurat, na, cât ne permite timpul în ultimele 6 luni. Dar vă spun ceva, decât să câștig cu un partid de 6% sau 5% cât au noi noștri parteneri, mai bine pierd cu unul de 25%. Poate fi o idee. Mulțumim frumos domnului Micloș Ganț, președintele Organizației Municipale ALDE Brașov. Aici nu e nicio greșeală. Nu e să fie apărut vreo hârtie, să nu mai fiți președinte, să nu apărut. Dacă ar fi fost, v-aș fi prezentat. Da, ne aduceați înainte, da. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, pentru câteva explicații, pentru că e bine să știi anumite lucruri și nu le poți afla pur și simplu din ziar. Ascultați-mă ce vă spun, că nu vorbesc prostii. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.